Avem totul de plin în Hristos. În 1 Ioan, capitolul 1, cu versetul 9, găsim scris: dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Când păcătosul cunoaște frumusețea inegalabilă a lui Hristos, păcatul nu îi se mai pare atrăgător, fiindcă el privește spre cel care se deosebește din 10.000, a cărui ființă este plină de farmec. El ajunge să cunoască personal puterea Evangheliei, al cărei plan amplu este egalat numai de desăvârșirea scopului ei. Avem un mântuitor viu. El nu se află în mormântul nou al lui Iosif. El a înviat din morți și s-a înălțat la cer ca înlocuitor și chezaș al fiecărui suflet credincios. Păcătosul este îndreptățit prin meritele lui Iisus și aceasta ca semn al faptului că Dumnezeu recunoaște desăvârșirea prețului de răscumpărare plătit pentru om. Faptul că Hristos a fost ascultător până la moarte și încă moartă de cruce este o dovadă că păcătosul pocăit este primit de Tatăl. Așadar, ne vom permite să avem o experiență care să oscileze între îndoială și credință, între credință și îndoială? Iisus este garanția faptului că suntem primiți de Dumnezeu. El ne primește cu plăcere, nu pentru că avem vreun merit în noi înșine, ci datorită credinței noastre în Domnul, neprihănirea noastră. Iisus se află în Sfânta Sfintelor, gata să se înfățișeze înaintea lui Dumnezeu pentru noi. Acolo nu întârzie să-și prezinte clipă de clipă poporul care are de plin totul în el. Dar, dat fiind faptul că suntem astfel înfățișați înaintea Tatălui, nu trebuie să ne imaginăm că putem să abuzăm de îndurarea sa și să devenim nepăsători, indiferenți și îngăduitori cu noi înșine. Hristos nu este un slujitor al păcatului. Noi avem totul de plin în El, suntem acceptați în Fiul prea iubit doar atâta timp cât rămânem în El prin credință. Nu putem atinge desăvârșirea prin faptele noastre bune. Sufletul care privește la Iisus prin credință respinge neprihănirea personală. El consideră că este nedesăvârșit, că pocăința lui e insuficientă, că cea mai tare credință a lui este slabă, că cel mai mare sacrificiu pe care îl poate face este neînsemnat și se pleacă în umilință la piciorul crucii. Însă un glas îi vorbește din cuvântul lui Dumnezeu. El ascultă cu uimire solia. Avem totul de plin în Hristos. Acum sufletul lui a găsit pacea. Nu trebuie să se mai străduiască să găsească ceva bun în el însuși, vreo faptă meritorie prin care să câștige favoarea lui Dumnezeu. Privind la mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, el găsește pacea în Hristos, căci în dreptul numelui lui este scris iertare, iar el primește cuvântul lui Dumnezeu. Avem totul de plin în el. Cât de dificil este firii omenești care s-au obișnuit să nutrească îndoiala, să prindă acest mare adevăr. Dar câtă pace și câtă viață îi aduce el sufletului. O, Părinte Ceresc, îți mulțumim atât de mult că prin Iisus, prin jertfa Lui, eu pot să am mântuire dacă accept lucrul acesta și mă supun Ție cu totul. Îți mulțumesc pentru biruința de astăzi. Îți mulțumesc că nu mă lași singur nicio clipă. Fii slăvit și lăudat. Amin.